Băi, publicul oricum, noi ne întâlnim cu el pe digital, nu e același lucru ca în concerte, ce-i drept acum cât am repetat, cât am cântat, m-am simțit, adică dacă închizi ochii așa, îți imaginezi, eu am multe amintiri mișto de la Antol și mi-am adus aminte de momentul de pe main stage când a plouat, am avut efecte speciale pe cer, a fost frumos. Hai și toată lumea dansează în ploaie! Da, atmosfera senzațională și cumva cred că m-a încărcat pentru... Nu mă așteptam, știi că în 2019 am făcut turneu și chiar în ziua asta am avut ultimul concert din turneu la Polivalentă și nu mă gândeam că atunci o să mă încarc pentru un an întreg, că nu o să mă mai întâlnesc cu spectacolul. Cred că pe anul viitor o să începem să facem spectacole cu puțini spectatori, din ce în ce mai mulți, până când o să ajungem la o normalitate. Nu se știe când se va întâmpla asta. E nevoie de muzică mai mult decât oricând, e nevoie de trăire artistică în general și e nevoie de schimbul ăsta între artiști care creează emoție și oamenii care au nevoie de emoție reală. Revelion, stăm acolo pe unde ne prinde Revelionul pe fiecare, dăm drumul pe ProTV și ne uităm la un Untold altfel, chiar de Revelion, la noi acasă.